În primul capitol din Matei a vorbit despre cartea neamului lui Iisus Hristos și anume cum totul începe la Avram, trece pe la David și ajunge la Iisus Hristos. Am vorbit la fel despre cum un înger a venit la Maria și la Iosif să le spună că vor avea un fiu și că acest fiu este Fiul lui Dumnezeu. În capitolul 2 vom vorbi despre magii la Ierusalim, despre fuga în Egipt, omorârea pruncilor și despre moartea lui Irod, întoarcerea din Egipt. Deci, vom vorbi în special despre cum magii, încercând să-L găsească pe Iisus, au venit pe la Ierusalim la Irod, cum Irod a încercat să-L omoare pe Iisus și cum Iisus, până la urmă, ajunge să locuiască la Nazaret. Totul începe în zilele împăratului Irod. După nașterea lui Iisus în Betleemul din Iudeea, niște magi din răsărit urmăresc steaua lui și îl caută. Ei au venit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Împăratul, la uzul acestor cuvinte, a rămas tulburat și împreună cu el este scris că a rămas tulburat tot Ierusalimul. Irod a chemat la el pe toți preoții și a întrebat unde trebuia să se nască Hristosul. Aceștia i-au spus, în Betleemul din Iudeea, căci se spune despre Betleem. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat pe ascuns pe magi și le-a spus, dacă ajungeți la Betleem, dacă găsiți pruncul, să veniți și la mine să-mi spuneți ca eu să mă duc la fel să mă închin lui. Aceștia au urmărit steaua până au găsit pe prunc într-o casă cu mama lui. Aceștia, umpluți de bucurie, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui și au dat ca daruri aur, tămâie și smirnă. Apoi, printr-un vis, Dumnezeu i-a înștiințat să nu mai dea pe la Irod și să se întoarcă pe alt drum. După ce au plecat magii, Dumnezeu a trimis un înger printr-un vis la Iosif să-i spună să se scoale, să ia pruncul și pe mama lui și să fugă în Egipt și să rămână acolo până îi va spune el, pentru că Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și au fugit în Egipt. Atunci Irod, când a văzut că a fost înșelat de magi, că aceștia n-au venit la el și nu i-au spus unde se găsește pruncul, a rămas furios și a trimis la Betleem pe oameni ca să omoare pe toți copiii de parte bărbătească de la 2 ani și mai puțin. Scrie că Irod a așteptat 2 ani, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Toate acestea se întâmplă pentru că, cum se spune în prorocul Ieremia, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boșet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și a spus că poate să se întoarcă, să ia pruncul și pe Maria și să se întoarcă în Israel. În acel timp, în Iudeea, era împărat Arhelau, care era fiul lui Irod. Lui Iosif i-a fost frică, înștiințat de Dumnezeu, a plecat în Galileea. Acolo a rămas într-o cetate numită Nazaret. La fel se spune că aceasta a fost vestit de proroci pentru ca să se spună că Iisus va fi chemat Nazarenian. În acest capitol am văzut chestii foarte interesante și anume că Irod, la uzul faptului că era un împărat nou născut a iudeilor, a înțeles direct se vorbește despre Hristos. În curând am remarcat că nu se spune nimic despre iesle, nu se spune că Iisus a născut în iesle și nu se spune nimic nici despre păstori. Toate aceste lucruri se vorbesc în alte cărți. Acesta a fost rezumatul capitolului 2 din Matei.